În fiecare an, pe 31 august, este sărbătorită limba română. Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie au ales să marcheze această zi prin realizarea unei expoziții cu cărți publicate în colecția Biblioteca pentru Toți. Începută la sfârșitul secolului al XIX-lea, colecția cuprinde volume de literatură, studii de istorie, enciclopedii, dicționare, cărți de turism și altele. Colecția Biblioteca pentru Toți reprezintă pentru noi toți sursa primordială de informare, pentru că cel puțin generațiile trecute au trăit și au crescut, s-au dezvoltat cu ceea ce s-a publicat în această colecție. În prezent, ea nu se mai tipărește, din păcate. Ultima, să spunem, zbatere a acestei colecții a fost în anul 2000, când Jurnalul Național a publicat a reeditat o întreagă colecție. Limba română, corectă din punct de vedere gramatical, poate fi învățată cel mai bine din cărți, spun specialiștii. Textul scris reprezintă modalitatea de a menține vie o limbă. Așa se întâmplă și cu limba română. Doar prin vorbire o limbă dispare. Și avem exemple destul de multe la nivel de istorie, la nivel mondial. Dar atunci când ea este scrisă, ea este transmisă prin această modalitate hârtie tipar, rămâne în conștiința noastră. Spunea Nichita Stănescu, limba română este patria mea. Cam așa ar trebui să gândim toți. Limba română este limba oficială în România și în Republica Moldova. Limba română e dulce și cum se vă spune, foarte articulată, plăcută, plăcută tuturor. Fiind român, normal că trebuie să vorbim românește. Și corect? Și corect. Corect. Credeți că mai citesc tinerii din ziua de azi să învețe cât mai bine să vorbească în limba maternă? Nu, deci foarte puțin văd că citesc cărți. Tezaurul României, limba română. Mi-aduc aminte de Eminescu, de toți scritorii. Impresionant. Este o limbă, cum să zic, ușor de învățat. Cine dorește să învețe limba română și are o înclinație spre literatură și așa. Cum putem să reușim să vorbim cât mai corect românești? Trebuie să știi gramatică, să citești, să înveți de mic. Muzeul de istorie are în patrimoniu peste 100 de volume din colecția Biblioteca pentru Toți. Acestea pot fi și citite în cadrul bibliotecii instituției cu o cerere scrisă făcută în prealabil. Cărțile expuse pot fi văzute până în luna octombrie inclusiv.